Bună ziua tuturor! Îmi face o deosebită plăcere să mă aflu aici la Ministerul Justiției pentru a-l prezenta pe Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenko. Probabil că dumnealui nici nu necesită mare prezentare, pentru că sunt sigură dumneavoastră toți îl cunoașteți din munca dumnealui de până acum, din activitatea parlamentară. Dumnealui este cea mai potrivită persoană ca să conducă ministerul spre schimbarea pe care o așteaptă cetățenii. Dumneavoastră cunoașteți foarte bine că în aceste alegeri oamenii au spus foarte clar că vor o schimbare profundă a statului, vor o schimbare profundă în domeniul justiției, vor să simtă dreptate în viețile lor, în localitățile lor, în toate aspectele serviciilor publice, activității instituțiilor publice. Și cred că asta este obiectivul nostru principal, ca să creștem încrederea cetățenilor în stat, în instituțiile statului și să oprim exodul masiv de tineri din țară, ca această țară să aibă un viitor. Și aici Ministerul Justiției are un rol absolut central. Noi, după cum cunoașteți, avem obiective foarte, foarte clare în domeniul reformei justiției, deci atât în domeniul reformei procuraturii, cât și a sistemului judecătoresc. Deci noi vom merge cu anumite instrumente noi, cu abordări noi, pentru că de-a lungul anilor am avut mai multe valuri de reforme în justiție care n-au dus la îmbunătățirea calității actului de justiție. Și noi trebuie să atingem rezultate pentru oameni. Avem o situație fără precedent, sau cu precedent, dar o situație foarte favorabilă unei schimbări, pentru că avem președintele, Parlamentul, Guvernul lucrează într-o echipă care împărtășește aceeași viziune de schimbare, o echipă care este cumva unită în jurul acestui deziderat și vom beneficia de acești 4 ani de stabilitate politică pentru ca să convingem cetățenii, să convingem oamenii că statul și toate elementele statului, în special justiția, poate lucra în interesul public și în interesul cetățenilor. Noi nu putem dezamăgi oamenii, dezamăgirile au fost prea multe, deja s-au acumulat aceste nedreptăți într-atât de mult că nu ne mai putem permite nicio greșeală. Noi înțelegem că povara este foarte mare și va trebui să muncim cu abnegație și hotărât și în fiecare zi consecvent pentru ca să aducem aceste rezultate în viața reală, nu doar pe hârtie. Deci cetățenii așteaptă, fiecare dintre dumneavoastră aveți un rol de jucat. Nu este doar funcția primului ministru, ministrului, deputaților sau președintelui să schimbe țara. Țara se schimbă atunci când absolut fiecare angajat al statului corespunde așteptării cetățenilor și lucrează în interesul public. Și doar așa noi vom putea schimba modul în care este organizat și funcționează statul. De aceea eu vă îndemn pe fiecare să puneți umărul la această schimbare, ca peste 4 ani să fiți mândri de rezultatele obținute. Domnule ministru. Mulțumesc, doamna prim-ministru. Bună dimineața, vă salut și eu. Mă bucur să fiu aici în acest colectiv. Eu, foarte sincer, inclusiv în raport cu ceea ce a spus și doamna prim-ministru, eu chiar miziez pe implicarea fiecărui din dumneavoastră, pentru că am fost funcționar public, știu ce înseamnă funcția publică, știu că atunci când se face echipă între cei care au mandat politic să promoveze anumite reforme și cei care nemijlocit implementează aceste reforme, rezultatul este unul benefic.
Într-adevăr, avem sarcina să realizăm reforma justiției, o reformă foarte așteptată de oameni și în contextul ăsta este și votul de 11 iulie, este un vot preponderent pentru dreptate. De aceea, noi împreună trebuie să facem așa încât în cei 4 ani de zile să ne îndreptăm spre acel deziderat, pentru că Ministerul Justiției, chiar dacă nu este justiție și nu face justiție ca atare, dar prin acele reforme, prin acele politici pe care poate și are atribuția să le implementeze, să le elaboreze și să le promoveze, putem ajunge la realizarea reformei justiției și să aducem în 4 ani de zile acea dreptate de care au nevoie cetățenii. Vreau în primul rând, să ducem până la capăt acea strategie de reformare a justiției care a fost elaborată în cadrul Ministerului și până la moment nu a fost pusă în vigoare. Vreau să o definitivăm și să ne apucăm să o implementăm. Vreau să elaborăm o lege cu privire la evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor care, pe de o parte, ar fi în corespundere cu prevederile constituționale, ar fi în corespundere cu standardele Comisiei de la Veneția, dar și în egală măsură ar putea fi implementată așa încât la final de implementare spunem că noi am făcut niște pași foarte siguri spre a construi o justiție independentă, spre a avea niște procurori curajoși, niște judecători și procurori corecți și respectiv să implementăm această reformă. Mizez pe implicarea fiecărui de dumneavoastră, mizez pe suportul așa încât împreună să facem această reformă a justiției, să edificăm acel stat de drept de care are nevoie Republica Moldova. Eu vă mulțumesc și cu siguranță vom face cunoștință cu fiecare din dumneavoastră și vom porni carul din loc, cum spune la noi, în ceea ce privește reforma justiției. Mulțumesc mult, vă doresc o zi bună și ne vedem în cursul zilei. Spor la muncă!